Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre facerea în mitologia universală, cum este descris procesul creației în alte culturi. În Biblie, Elohim propunea să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Facerea 1:26. Și în alte culturi se vorbește despre un proces asemănător de facere a oamenilor. În Grecia, titanul Prometeus, chibzuitul, a creat bărbații din lut, iar zeița Atena a suflat viață în ei. Fabulistul roman Phaedrus susținea că Prometeus era beat când a creat primii oameni, de aceea toți erau de sex masculin. Zeului Hephaestus i s-a atribuit crearea primei femei, Pandora. Zeus i-a ordonat lui Hephaestus să facă femeia din pământ. Apoi toți zeii și-au adus contribuția, oferindu-i Pandorei tot felul de daruri seducătoare. Ca zestre, zeii au dăruit o cutie în care au închis toate relele lumii. Vrăjit de frumusețea ei, cine n-ar fi după ce a trăit o viață înconjurat doar de bărbați? Epimeteus, fratele lui Prometeus, a luat-o de nevastă. Curioasă, Pandora a deschis cutia primită de la zei, lăsând să scape în lume toate relele. Speriindu-se, a închis totuși capacul, păstrând înăuntru doar speranța. La fel ca în alte mituri, întâlnim aceeași creare a omului de către zei dintr-un element pământean, lut sau pământ. Contribuția mai multor zei și, în plus, o explicație pentru apariția relelor în lume. De asemenea, este posibil ca această legendă să încerce să explice și apariția homosexualității. Prometeus și Hephaestus sunt două reprezentări ale aceleiași divinități pe care sumerienii o numeau Enki. Prometeus era unul dintre titani, primii conducători ai Terei, cel care a adus iluminarea oamenilor, focul din ceruri, iar Hephaestus era zeul meșteșugar, cel care făcea ceea ce nu puteau alții zei, cel aruncat din cer și condamnat să locuiască departe de restul zeilor, pe o insulă. Iar Atina este Ninhursag a sumerienilor. În Egipt, zeul Kum, constructorul, a creat corpurile oamenilor din lut pe roata sa de olar, soția sa Hekiet fiind cea responsabilă cu suflatul vieții, introducerea sufletului, numit Ka, în corpuri, procedeu identic cu al grecilor, unde protagoniștii erau Prometeus și Atina. Și în Biblie se regăsește aceeași metodă de facere a omului. Atunci, luând Elohim țărână din pământ, au făcut pe om și au suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Facerea 2:7. Coarnele de berbec și asocierea lui cu apa îl identifică pe Khnum cu zeul sumerian Enki, soția sa Hekiet fiind Ninhursag. Chinezii credeau că zeița șarpe Nuva a creat oamenii din lut galben, o explicație pentru culoarea pielii chinezilor, inițial sculptându-l pe fiecare în parte. După ce a făcut câteva sute de oameni, a obosit, astfel încât a descoperit o metodă mult mai eficientă. A înmuiat o sfoară în lutul galben pe care a rotit-o. Din fiecare pată de lut care a căzut, a luat naștere câte un om. Totuși, zeița a mai sculptat câțiva oameni, aceștia devenind nobili. Divinitatea șarpe, creatoarea oamenilor, este evident Ninhursag a sumerienilor, chinezii preferând să îl elimine pe soțul ei, Fuxi sau Enki, din povestea creației. Pentru populația Yoruba din Africa de Vest, zeul Obatala a creat corpurile oamenilor din pământ, iar zeul Olodumare le-a dat suflete suflând peste ei. Coranul susține de asemenea ideea facerii oamenilor din lut, Shura 23:12, de către Allah, iar maiașii considerau că zeii Kukulkan și Tepeu au făcut primii oameni din noroi, însă, nefiind mulțumiți de rezultat, au creat alții din lemn, apoi din porumb. Tot din lemn au fost făcuți primii oameni pentru scandinavi.
zeul Odin, a suflat asupra a două trunchiuri de copaci, transformându-le în oameni, Ask, în traducere Frasin, și Embla, Ulm. Zeul Ve le-a dat celor doi darul vorbirii. Vile i-a oferit femeii simțuri și gândire, iar bărbatului putere, judecată și simțire. Tibetanii consideră că un maimuțoi foarte înțelept și o diavoliță au avut 6 fii acoperiți de păr și cu fețele roșii ca maimuțele. Aceștia au devenit oameni și au populat Tibetul. Cum Enki era zeul înțelepciunii la sumerieni, putem intui că el era maimuțoiul foarte înțelept care a creat primii oameni, iar diavolița care l-a ajutat, Ninhursag sau Ninhursag. Tot două divinități, gemenii Mavu și Lisa, au creat oamenii în mitologia populației Fon din Benin. Aceștia le-au dat mai apoi oamenilor darurile văzului, vorbirii și conștiinței, precum și tehnologia. Pentru maiașii din estul Africii, Enkai este zeul care a creat lumea și oamenii. El le-a oferit maiașilor ca dar vitele coborându-le pe pământ pe o fâșie de piele. Pentru Masaii din estul Africii, Enkai este zeul care a creat lumea și oamenii. El le-a oferit Masailor ca dar vitele, coborându-le pe pământ pe o fâșie de piele. Nu poate trece neobservată asemănarea dintre numele Enkai al Masailor și Enki al sumerienilor, care reprezintă aceeași zeitate. Pentru zulușii din Africa de Sud, zeul Unkulunkulu, în traducere cel bătrân, a făcut oamenii și animalele din trestii. Inițial și-a dorit ca oamenii să trăiască veșnic, mai apoi s-a răzgândit. În conformitate cu miturile de pe întreg globul pământesc, și Iisus Hristos în Noul Testament îl consideră creator al oamenilor pe zeul șarpe Enki, numit diavolul sau satan în multe culturi. Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. Evanghelia lui Ioan 8:44. Vechiul Testament spune că după ce l-a făcut pe Adam, Yahweh Elohim a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. În textele mesopotamiene, facerea omului a avut loc în Bit Shimti, care a fost tradus prin casa unde este determinată soarta omului. Însă termenul Shimti provine din cuvântul sumerian Shiimti, care, luat silabă cu silabă, înseamnă răsuflare, vânt, viață. Prin urmare, Bit Shimti s-ar traduce mai exact în nașterea lui Adam, casa în care răsuflarea vieții este suflată înăuntru, lucru practic identic cu relatarea biblică și cu miturile creației din Egipt, Grecia și Africa de Vest. Termenul acadian, folosit pentru a traduce cuvântul sumerian Shimti, era Napishtu, identic cu Nefesh, acestea două fiind ceva prezent în sânge, imposibil de identificat. Ce ar putea fi acea suflare de viață prezentă în sânge? În Deuteronomul, a cincea carte a Bibliei, evreilor li se interzice de multe ori să mănânce sânge, pentru că sângele are în el viață. În Enuma Elish, zeul sacrificat avea Teema, un cuvânt tradus prin personalitate de o serie de autorități în materie, cum ar fi Wilfred George Lambert și Alan Ralph Millard de la Oxford. Însă, după traducerea scriitorului Zecharia Sitchin, termenul înseamnă ceea ce adăpostește ce este legat de memorie. Acest termen apare în versiunea acadiană ca Etemu, cuvânt tradus de obicei prin Duh sau Spirit. Acea viață din sânge, care adăpostește ceea ce este legat de memorie, adică ADN-ul, nu poate fi decât o genă a zeului, iar acest lucru demonstrează că omul nu este produsul evoluției naturale, ci al ingineriei genetice. Textul sumerian Enki și Nimach spune că atunci când zeița mamă i-a cerut să facă omul, Enki i-a replicat: creatura al cărui nume l-ai rostit există. Această creatură era maimuța Homo erectus,
care se aseamănă cel mai mult cu zeii din punct de vedere genetic. Enki și-a învățat sora geamănă și modalitatea prin care putea transforma Homo erectus în om. Lipește-i chipul zeilor. Acel chip al zeilor pe care l-a primit Homo erectus pentru a se transforma în Homo sapiens este amintit și de Biblie, să facem om după chipul și asemănarea noastră, Facerea 1:26. Populația Fang din Guinea are un mit asemănător al creației omului. Zeii Nzame, Mebere și Nkua i-au creat după chipul lor pe primii muritori, Sekume și soția acestuia. Termenul acadian Lulu, folosit pentru om primitiv, literal înseamnă cel care a fost amestecat, dezvăluind amestecul genelor zeilor cu cele ale maimuțelor Homo erectus. Sacrificarea unui zeu al cărui sânge a fost amestecat cu elementul pământean reprezintă o recoltare de ADN. Ingineria noastră genetică a realizat fuziunea celulară, care face posibilă combinarea unor celule provenind din surse diferite într-o singură celulă, care posedă mai multe nuclee și mai multe seturi de cromozomi diferiți. Amestecul de nuclee și cromozomi poate da naștere unor celule diferite de cele originale. Cu alte cuvinte, se pot lua celule de la zei și de la Homo erectus care, combinate, să dea naștere unor noi ființe, Homo sapiens, asemănătoare cu ambele specii, dar totuși diferite. Dar dacă proveneau din același material genetic, îngerii din Biblie și din cartea lui Enoch sau zeii tuturor religiilor antice puteau avea copii cu pământenii, așa cum susțin multe texte. Ingineria genetică se găsește chiar și în Biblie, în povestea facerii Evei. Atunci a adus Yahweh Elohim asupra lui Adam somn greu și, dacă a dormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Yahweh Elohim femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam, iată acesta e os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. Facerea 2:21-23. Somnul lui Adam poate fi o banală anestezie, iar coasta din care a apărut femeia poate reprezenta ADN-ul extras din Adam și folosit pentru crearea Evei. În aprilie 2011, un grup de cercetători susținea că a descoperit gene extraterestre în ADN-ul uman. Acești oameni de știință au lucrat în proiectul genomului uman, care a apărut în 1989 în Statele Unite, de-a lungul anilor alăturându-li se cercetătorii din Marea Britanie, Franța, Germania, Japonia și China. Ei cred că mai mult de 95% din secvențele de ADN necodificat, cunoscut în engleză sub numele de junk DNA, care se găsește în acidul dezoxiribonucleic al oamenilor, este de fapt codul genetic al unor forme de viață din alte lumi. Prin decriptarea acestor gene extraterestre, geneticienii susțin că vor fi ușor de aflat toate misterele pe care teoria evoluției nu le poate cuprinde și explica. Genele extraterestre se găsesc în ADN-ul oricărei forme de viață de pe Pământ, dar în cazul oamenilor, doza este mai mare decât la celelalte specii. Cercetătorii cred că ADN-ul extraterestru a fost inserat de mai multe ori în interiorul celulelor noastre, în mai multe perioade ale evoluției umane, fapt care ne-a permis o dezvoltare mult mai rapidă față de celelalte viețuitoare. Acești oameni de știință au chiar și o viziune proprie a Creatorului, fiind de părere că o formă extraterestră de viață a creat noi viețuitoare, printre care și omul, pe care le-a plantat pe diverse planete, inclusiv pe Terra. Așadar, Enki și Ninhursag, la sumerieni, au creat oamenii prin fuziune celulară. Din carnea și sângele, ADN-ul unui zeu, Ninhursag a făcut Lut, adică embrioni. Faptul că marii zei au scuipat în acel lut reprezintă tot o recoltare de ADN. Când embrionii au fost gata, au fost implantați în 14 zeițe ale nașterii, potrivit sumerienilor, adică femele de Homo erectus.
însă crearea omului nu a fost un proces chiar atât de simplu, fiind nevoie de mai multe încercări. În textul sumerian, Enki și Ninmah, cei doi zei, au băut cam mult la o petrecere, amețindu-se. Ninhursag, numit aici Ninmah, adică Marea Regină, are chef de o întrecere și îi propune să modeleze câteva ființe. Enki acceptă, dar insistă ca el să le hotărască soarta. Ninhursag se apucă de lucru și îi face 6 ființe omenești, toate având câte un defect. Primul are un defect la braț, așa că Enki decide ca el să fie un oficial la curte. Al doilea are un tic, clipește într-una, așa că devine cântăreț. Al treilea este schilod, dar Enki îi găsește și lui o soartă bună, deși din text nu se înțelege care este aceasta. Al patrulea are ejaculări necontrolate, iar Enki îl vindecă printr-o baie rituală. A cincea ființă este o femeie stearpă, căreia îi se dă un loc într-un harem. Ultimul nu are organe sexuale și Enki îl numește oficial la curte. Apoi schimbă rolul cu Ninhursag. El creează ființe, iar ea le hotărăște soarta. Prima creatură a lui Enki este o femeie fertilă, iar cea de-a doua, care se numește Umul, este un bărbat foarte bolnav. Umul suferă de dureri de cap, iar ochii, gâtul, inima, plămânii și intestinele îi sunt afectate. Brațele și picioarele îi sunt neputincioase, prin urmare nu poate merge și nici nu se poate hrăni singur. Deoarece nu reușește să o ajute pe această ființă, Ninhursag pierde întrecerea. Omul pe care l-ai creat nu este viu și nu este mort, nu pot să-l ridic, a exclamat ea cu regret. Enki o ia peste picior, amintindu-i că el a reușit să ofere o soartă bună oamenilor pe care ea i-a creat. Furioasă îl blesteamă pe Enki, pe pământ nu vei locui, închizându-l astfel în Apsu, lumea subterană. Totuși, Enki îi dă zeiței niște sfaturi, să îl țină pe Umul în poală, să îl laude, propriile ei acțiuni să fie mai reținute, iar casa lui trebuie înălțată. Chiar dacă la prima vedere acest text prezintă un concurs între cele două divinități, este posibil ca în realitate să explice primele încercări nereușite ale zeilor de a crea oameni. Existența unor rebuturi înainte de omul propriu-zis este confirmată de unele texte din vechime. Astfel, în Alphabetum Siracidis, un text datat undeva între anii 700 și 1000, se spune că prima soție a lui Adam nu a fost Eva, ci Lilith, care a fost izgonită din grădina Edenului din cauza imperfecțiunii ei. Pentru că se certa în continuu cu Adam și nu voia să îi se supună, a fost alungată și a devenit soția arhanghelului Samael. În textele babiloniene, Lilitu este considerată prostituata sacră a zeiței Ishtar, iar surse sumeriene mai vechi o numesc servitoarea zeiței Inanna. Asirienii o considerau demon, la fel și creștinii astăzi. În Popol Vuh, manuscris maiaș din jurul anului 1550, se spune că zeii Kukulkan și Tepeu au făcut primii oameni din noroi, dar aceștia se topeau, așa că zeii i-au distrus și au creat alții, de această dată din lemn. Noii oameni se purtau ca animalele, așa că zeii i-au transformat în maimuțe. În final au creat oameni din porumb, care le-au fost pe plac zeilor. Asemănătoare cu maimuțele, erau și primele creaturi, strămoșii oamenilor. Pentru etnia Fang din Africa, zeii Nzame, Mebere și Nkua au creat o ființă asemănătoare lor, numită Fan, care să conducă pământul. Însă Fan a devenit nerespectuos și trufaș cu zeii, la fel ca Lilita evreilor. Supărați, zeii au distrus lumea pe care au creat-o, dar Fan a supraviețuit, deoarece i se dăduse viață veșnică. Cele trei divinități au creat din nou plantele și animalele, dar și un alt om, de data aceasta muritor, pe nume Sekume. Bineînțeles că și Sekume a fost făcut tot după chipul și asemănarea zeilor.
Acesta și soția lui sunt considerați strămoșii oamenilor. Pentru incași, Viracocha a dat naștere unei lumi în care nu exista lumină. Zeul le-a ordonat oamenilor să respecte perceptele sale morale. Însă aceștia au devenit răi și trufași. Supărat, Viracocha a distrus oamenii printr-un potop, cruțând doar trei dintre ei care să-l ajute la refacerea lumii. Unul dintre cei trei, Taguapaca, a devenit obraznic, astfel încât zeul le-a poruncit celorlalți doi să-l arunce în lacul Titicaca. În mitologia românească, două ființe gemene, Fârtatul și Nefârtatul, au încercat să creeze o făptură demnă de a stăpâni pământul. Rezultatul primelor încercări ale celor doi creatori ai lumii au fost căpcăunii, care au reprezentat un eșec. Aveau o înfățișare monstruoasă. Erau chinocefali, adică aveau cap de câine, lătrau în loc să vorbească și erau antropofagi. Aveau de asemenea capacitatea de a vedea 10 oameni cu un singur ochi. Locuiau în peșteri și văgăuni, se ocupau cu culesul roadelor sălbatice și cu vânătoarea și se mâncau între ei, iar puținii căpcăuni care au supraviețuit în al doilea ciclu antropogonic au mâncat și oameni. Căpcăunii au fost distruși de către uriași, reprezentanții ai celui de-al doilea ciclu și creații de către Fârtat și Nefârtat pentru a stăpâni prima spiță nereușită. După ce au fost înfrânți câteva exemplare răzlețe de căpcăuni, au supraviețuit până în era omului, muma pădurii, fetele pădurii, păduroiul și tatăl pădurii. La rândul lor, uriașii au fost înfrânți în lupta împotriva Fârtatului și a Nefârtatului. Au fost urmați de oameni în al treilea ciclu antropogonic, care se află încă în desfășurare. Blajinii, care vor domina al patrulea ciclu, există deja pe pământ, trăiesc în umbra oamenilor și îi ajută. Iar atunci când era oamenilor va ajunge la un final, blajinii vor fi considerați ființele perfecte, în stăpânirea cărora trebuie să se afle planeta, spune mitologia românească. Așa cum am mai spus, în Tibet un maimuțoi foarte înțelept și o diavoliță au avut 6 fii acoperiți de păr și cu fețele roșii ca maimuțele, care au devenit oameni și au populat Tibetul. Acei fii ai lor, acoperiți de păr și cu fețele roșii, care s-au transformat în oameni, reprezintă primele încercări de creare a oamenilor până să se ajungă la un rezultat satisfăcător. Toate aceste mituri vorbesc despre imperfecțiunea primelor ființe create de zei până la apariția lui Homo sapiens. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!